tu vas me rendre un 10. Puis je peux plus rien, ça me dit. Je vais faire un autre. Ok. 10 mi, 10 mi. Ai ceva mărunt și vibratoare și preotul. Dar preotul o să fie după ai ceva mărunt, cred. Și spălat pe mâini. Dar ai scris spălat pe mâini? Adică tot așa zici că nu trebuia să zici asta, tot așa, știi? Dar o zici spontan, nu că trebuie să zici. Ce că nu trebuia să zici? Cum ai zis atâta cât ai zis, asta era un secret al bărbaților, nu trebuia da, 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 să da, știi? Da. Ia, să mă văd și pe mâini, ia. Ok, this is me. Tu vezi ce acolo mă de glumă. Bună seara. Eu sunt Toma, sunt adult. Știu de ce zic asta, că n-arăta adult. Știu că îmi dau seama, știu. Înțeleg problema, trebuie să menționez asta la început. Știu că pentru... eu am 67 de ani. E dificil să arăți cum arăt eu. La 67, foarte greu, nu-mi dă nimeni pensia, nu mă crede nimeni că trebuie să iau. Dar nu asta e problema, adică îmi dau seama, nu mă deranjează pe mine că sunt mic. Eu am fost mic dintotdeauna, acum sunt cel mai mare, n-am fost niciodată atât de mare. Ce vedeți voi, e maxim din cât a fost vreodată eu. Dar îmi dau seama că trebuie să menționez chestia asta, am și fața asta de arăt și când mă tund așa. Pare că am chiulit să vin aici, să vă zic glume. Îmi dau seama de chestia asta. N-am vrut să mă tund, m-am tuns de curând, dar n-am vrut să mă tund. Ieșisem pe afară, mă plimbam pe stradă și am trecut pe lângă o frizerie și avea un geam, frizeria avea în geam un afiș pe care scria ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela. Și când am trecut pe lângă frizerie, a ieșit unul din frizerie, m-a băgat înăuntru, m-a tuns. Am fost selectat, aparent. Și acum arăt așa. Problema principală a mea este că îmi plac fetele și când arăți așa, nu poți să domini o femeie, nu poți să te duci la ea și să-i să moaie genunchii că ai venit să-i spui ceva. Eu trezesc instinctul matern în femeile. Nu mă invite la o cafea, îmi zic să-mi fac ordine în cameră. Am privirea, asta o am. Privirea o am. Cu privirea poți să comunic cu o femeie. E foarte ușor să fii seducător cu o privire, doar trebuie să n-ai sprâncene la același nivel. Asta e tot un pic. Așa? Și din buze totul e. E simplu. Dar eu n-am texte după aia. Dacă îmi place o tipă în partea alta barului și arunc privirea și îi place și vine și îmi zice, hei, bună, ce faci? Eu nu știu ce să, eu sunt, hei, îți place Nesquik? Foarte puține baruri în care se găsește Nesquik. E dificil, e greu. Am această problemă, îmi dau seama. Îmi cer scuze înainte de toate, pentru cine a observat, am un ochi, e un pic vânăt, e un pic umflat. Ce s-a întâmplat acum două zile, eram în stație de autobuz. Se vede, nu? Dintr-o... E un pic. Acum două zile eram în stație de autobuz, așteptam autobuzul. Și în aceeași stație de autobuz cu mine era un domn de o etnie, de altă etnie, de cealaltă etnie. Și mie mi-e teamă de cealaltă etnie, mi-e teamă de oameni în general, că sunt cât sunt și mă uit la ei însuși, mi-e frică. Dar mi-e teamă de... și a venit autobuzul și a urcat și el în același autobuz în care am urcat eu. Și deși era aglomerat în autobuz, am reușit să mă dau cu coatele mai în spate și să stau cu ochii fixați pe el. Și temerile mele s-au adeverit. Frigile. Pentru că de pe o stație jumate l-am văzut cum și-a băgat mâna în haină și din haina lui a ieșit mâna în poșeta tipei de lângă el, de unde a scos portofelul tipei, pe care l-a băgat la el în haină, l-a subtilizat. Eu l-am văzut pe el când a făcut chestia asta, el nu m-a văzut pe mine, că eu l-am văzut. Și după aia, ieri dimineață când m-am trezit, m-am luat telefonul să mă uit la Facebook și l-am scăpat în ochi.
Ce se întâmplă? Asta e o glumă pe care eu o folosesc să încep spectacolul de multe ori. O spun la începutul spectacolului pentru că mă ajută pe mine să vă judec un pic pe voi. Uneori e beznă în sală și nu știu cu cine am de-a face. Și atunci dau gluma asta care are un pic din niște lucruri care îmi plac mie acolo și vă judec și văd și eu cine s-a prins la gluma asta, cine a râs, ca să știu dacă mai încolo poate vă zic niște glumițe de ale mele, că sunt chestii de suflet de ale mele, care sunt proaste, dar altfel... Dacă știu că sunteți de-ai mei și râdeți la de-ale, vă zic alea. Dacă nu, stau în pulă, vă zic, o dau. Dar nu asta vreau să zic. Vreau să spun că o folosesc gluma asta la început, pentru că mă ajută foarte mult să știu și eu să văd care sunt oamenii care s-au prins, care au râs, să văd unde sunt mesele la care încă se explică. Și invariabil ți-ai găsesc pe aia câțiva care sunt încă... Păi și țiganul? Și gluma asta în general merge, nu la nivelul ăsta niciodată, dar merge în general, e adevărat că nici nu plătesc oamenii în public de obicei. Dar în general merge, merg cu ea prin țară peste tot de ceva vreme și merge peste tot, nu fabulos, dar merge constant. Lumea se bucură, se aplaudă în aceeași proporție, se prind ce se întâmplă acolo. Cu o singură excepție, am avut un turneu acum vreo lună de zile în zona Târgu Mureș de Reghin, acolo unde am început gluma, am zis-o și la un moment dat în timpul glumei simțeam, se crea o tensiune un pic în sală și simțeam că pierd sala, nu mai erau oamenii cu mine. Încercam să-i duc mai departe, dar nu trecea mai departe gluma și mergea totdeauna în acolo, mergea mai prost decât știam eu că ar trebui să meargă. Și nu m-am prins atunci ce s-a întâmplat. Au trecut vreo 2 săptămâni, eram înapoi în București și mi-a picat fisa după 2 săptămâni. Mi-am dat seama, în zona aia acolo, în Târgu Mureș, Dej, Reghin, cealaltă etnie nu sunt țigani. Voi v-ați prins mult mai repede decât m-am prins eu. Și efectiv ajungeam și ziceam și alte etnie și auzeam cum se strâng cururile în sală, erau oamenii. Unde te duci? Unde te duci cu gluma asta? Unde te duci cu gluma asta? Unde te duci? Și ajungeam și ziceam țiganii și puneau coastele jos. Nu linșeam pe nimeni azi. Și m-am panicat, mai ales că eram panicat, citisem și de curând o statistică care zice că suntem în medie, ne fură cineva portofelul o dată în viață. Am citit treaba asta. Unora le fură de mai multe ori, unora deloc. Dar în medie, cam o dată în viață, rămânem fără portofel. Și m-am panicat și mai tare atunci, când eram în autobuz. Și gândul meu a fost, ok, ce pot să fac? Cursuri de autoapărare. Asta a fost primul gând. M-am dus la prima ședință și ne-a explicat, ăla, instructorul de acolo, ne-a explicat că trebuie să faci cursurile astea de autoapărare vreo 2-3 ani ca să le înveți ca lumea. Că majoritatea oamenilor fac o lună, două, maxim. Și după aia să-l lasă, pentru că în 2 luni de zile îți crește doar încrederea în tine. Ai doar senzația că știi să te bați. Și cauți scandal. Și nu știi să te bați. Și ți-o iei. E ca și cum ai vedea un film cu Bruce Lee de 3 ori. Cam asta e. Acolo ești după 2 luni de... Și am ajuns acasă și mi-am făcut socoteala cât mă costă 3 ani de cursurile astea și am zis... Pula mea, dau-l unul în portofel odată și gata. Mă chinui atâta. După care am zis, ok, mă duc și fac sală, mă duc și fac forță. Mi-am luat abonament pe un an, că e mai ieftin pe lună. Și mi-l-am cumpărat la o sală, sala de forță, care este la etajul 1 al unui bloc. Și am urcat la etajul 1 al blocului, când mă duc acolo, când am fost prima dată, am ajuns la etajul 1, eram venele umflate pe picioare toate, eram lac de apă, am făcut un duș și am plecat. Eu practic asta am, eu am un abonament de 1800 de lei pe an la duș. Acum, asta nu fac altceva. E bun toamna dacă mă prinde ploaia pe în zonă pe acolo și e frig, sunt zgriburit, așa mă bag în duș acolo și stau un pic în jumătate de oră în apă caldă. Între bărbați goi. Și să zicem doar că nu mă avantajează înălțimea. În...
Sunt adult însă, îmi dau seama de treaba asta și am și o prietenă, ne-am mutat de curând împreună. Că asta faci, dacă ești adult și ai și o prietenă, te muți împreună cu ea. Mi-a zis ea. Ne-am mutat împreună, e minunat. Eu n-am mai stat până acum, nu știam cum e, eu am stat singur până acum. Și mă trezeam, mă trezeam singur, dimineața, în liniște. Beam cafeaua, așa, îmi țiuiau urechile. Ce viață e aia, vă întreb eu? Acum vorbim dimineața. Ne trezim, primul lucru vorbim pe care îl faci. Unor și ne apuc să fac cafeaua și vorbim. Dă-i cu, pe nepișatele direct, dă-i cu vorbă. Uneori eu nici nu vorbesc, nici nu zic, eu nici n-apuc să zic nimic. Vorbește doar ea și ajunge să se certe cu ce crede că aș fi vrut eu să zic. Dar e recomand. S-au schimbat lucruri în viața mea de când stăm împreună. Nu mai am, în baie, de exemplu, nu mai am hârtie igienică obișnuită, am hârtie igienică cu aromă de piersică. Care, în teorie, e o idee minunată. În practică, la mine, în baie, miroase a piersică cu căcat. Și mă oftică, nu mai pot să mănânc piersică. Aia mă oftică și mai că îmi plăcea piersica. S-au schimbat gusturile la porno de când stau cu fata asta, nu mai la porno, mă uitam înainte, îmi plăceau, asta, țâțe, cur, asta vreau să văd, mă uitam la porno, țâțe, a, țâțe, asta căutam pe gust, enter. Foarte puține rezultate pentru pe Google, foarte puține. Dar asta, nu mai caut asta acum, acum mă excit la femei care se machiază în mai puțin de 10 minute, sau... Mă mai surprinde noaptea uneori cum mă uit la filmulețe. Ah, eu uit-o pe asta acum. Și acum am dat singură cartofi prăjiți. N-a zis că nu e foame și i-a mâncat pai lui. Gol, sunt gol când mă uit la filmele astea. E irelevant detaliul ăsta. Mă uit la cartofi prăjiți gol. Asta o să fie titlul specialului. Mă uit la cartofi. Secretul unui mariaș fericit, vă spun, este să ai două băi, pentru că în felul ăsta ea e mai mult timp ocupată cu spălatul băilor și vă certați mai puțin timp. Asta e... Ăla e timp de ceartă care e luat de acolo. Da, eu când mă să mă piș, nici nu mă țin de... Sunt așa cum ele pe pereți. Uneori nici nu intru în baie. Deschid ușa la baie și fug pe hol. Încerc să nimeresc. N-ajung până la WC, eu când am înălțimea necesară, să am presiunea necesară, e hidraulic, nu, eu trebuie să pișa pe hol astăzi. Că simți acolo, eu acolo simt vârsta, eu n-aș ajunge nici dacă aș avea înălțimea, n-aș mai ajunge la WC, că eu simt că vârsta o simți în prostată, ca bărbat, în prostată e primul lucru, loc în care o simți. Nu o să înțeleagă toată lumea, dacă câțiva bărbați o să înțeleagă treaba asta, eu uneori nu știu dacă am terminat de făcut pipi. Nu mai știu. Uneori mă duc la baie, mă scol de dimineață, mă duc la baie, mă îmbrac, mă spăl, îmi fac toată treaba acolo, mă îmbrac, mă duc la cumpărături și sunt în Carrefour sau undeva cu căruciorul ăla. Și ăla e momentul în care îmi dau seama, băi, eu cred că mai fac pipi un pic. Eu nu am terminat de făcut pipi. M-am cam hazardat cu plecatul ăsta la Carrefour. Unde am plecat eu, la 11 și un sfert, hai duc în Carrefour. Avem o... ea face o chestie care este... Se duce în baie să se spele. Se duce în baie să se spele și spală toate părțile trupului, minunat de altfel, în baie, în afară de dinți. Când ajunge la dinți, se plichisește în baie, n-are mai mulți dinți decât un om normal. E toți dinți, nu știu, îi spală, se măsoară în reglaciare câți dinți spală ea. Îi spală, are o perioadă electrică și se plichisește în baie și atunci iese din baie și mă caută pe mine în casă să-mi spună, să mă întrebe. Are lucruri de aflat atunci. Și am încercat să-i explic, nu mai fă treaba asta, că nu-mi place, nu mă deranjează. Stai în baie, termină ce-i de făcut acolo, că nu vreau să te văd cu clăbuci la gură. Nu acum, cel puțin.
Și nu înțelege. Continuă să facă treaba asta, iese în casă, se plimbă cu periuța, mă caută pe mine și am zis ok. Nu înțelegi cu vorba bună, îți arăt și eu exact la fel cum e. Fac și eu exact același lucru după ce mă duc la baie, după ce mă cac, ies cu hârtia în casă. S-o caut. Miroase piersică. Ce să-i faci? Problema pe care o avem acum este, ne-am certat prima dată când ne-am mutat împreună, asta e problema acum, că ne certăm din ce în ce mai des, pentru că greșesc eu, îmi dau seama, asta e problema. Adică sunt, nu neg treaba asta, nu încerc să spun. Sunt și eu de acord și cele 6 prietene ale ei că e vina mea, suntem toți, acolo e, îmi dau seama. Prima ceartă pe care am avut-o când ne-am mutat împreună a fost, am luat un frigider. Și în capul meu venea frigiderul acasă și eu ziceam, punem frigiderul acolo. Și ea zicea, cum te punem acolo? Punem acolo. Și eu ziceam, bă, pula, mă duc la maică-mea atunci, pune-l tu unde vrei tu. Dacă poți să-l muți. Și nu s-a întâmplat așa. A venit frigiderul și am zis să-l punem acolo și ea a zis, sigur, iubitul, îl punem unde vrei tu frigiderul. Și acum avem un frigider în sufragerie. Pentru că eu am sperat că o să zic, pune frigiderul acolo și a zis că nu, îl punem acolo. Și eu să zic, nu, îl punem acolo și te mai certăm un pic și pe urmă cedez eu și zic, ok, îl punem unde vrei tu, dar luăm PlayStation. Dar mi-a luat-o înainte, a zis, punem unde vrei tu, unde vrea sufletelul tău și acum când stăm la televizor, așa nu uităm la televizor. Nu. L-am pușcat cineva. Că n-avem nici canapea. Avem, dar e în baie. Alt special. Alt special, da. Și avem acum... avem o mașină pe care o conduce ea. E o mașină, e mașina noastră, plătită de unii din noi. Pe care o conduce decât ea. Și nu mă deranjează treaba asta că femeile conduc prost, că toată lumea are... Bărbații în general zic treaba asta, femeile conduc prost, ha-ha-ha. Fără ha-ha-ha. Dar nu mă deranjează treaba asta, ea conduce minunat. Mașina, în schimb, are ghinion. Fix când o conduce ea, se întâmplă. Eu, ca o coincidență, alte mașini ne lovesc. Asta n-am... Ea conduce bine și ele intră cu laterala lor în botul nostru. Poc. Alte mașini parcate. 6 până acum, 6 mașini parcate ne-au lovit. 2 garduri și un câine. Trebuie să mă duc la asigurări să explic lui ăla. A venit, domne, câinele la mașină, să dădea cu capul de far. Era farul și s-a dat cu fața de el, că-s câinii proști. Cel mai grav lucru care s-a întâmplat de când conduce ea mașina este ni s-a furat parbrizul la mașină. Cineva a luat parbrizul și a plecat cu el. Nu l-a spart, l-a tăiat frumos și a plecat. Nu mai avem parbriz, nu mai avem. De 3 luni de când l-am luat, nici n-am avut bani să punem altul. Pe unde mergem în vizită, lumea crede că ne bucurăm că am ajuns, că suntem așa peste tot. Și m-a sunat, eu eram acasă, și m-a sunat de dimineață și zice, nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat. Și a avut dreptate. Zice, ni s-a furat parbrizul. Și zice, nici nu m-am prins. Că ni s-a furat. Până nu m-am urcat în mașină, am dat drumul la motor, am dat drumul la ștergătoare și m-am stropit. Fix în ochi cu zeama aia de la... Și prima întrebare în capul meu a fost, ce pula mea încercai să ștergi, femeie, că n-a fost niciodată mai clar drumul din față. E drumul, e el, el e, e el. E... Are ea cataractă sau ceva, nu știu, bănuiesc. Ea zice că n-are nimic, nu vrea să meargă la control, așa că i-am cumpărat niște picături de la farmacie și le pun în rezervorul de lichid de parbriz. Se autovindecă. Deci auto, că e și mașină. Deci este umorul în situația asta.
Asta e cazul la țigan. Dacă nu râdeați la țigan, nu auzeați pe asta cu autorul. E de aia. E specială. Mai iau și o mașină. Nu vreau să mâncare pe mine acum. În general, nu vreau să mâncare pe mine. Mai iau și o mașină, dacă mai trebuie pusă și benzină din când în când în ea. Dacă mă mai duc și eu cu ea la benzinărie. Mă deranjează că eu n-am mulți bani și banii puțini pe care i-am țin la ei. Ne știm de mult, ne despărțim greu, e dificil. Și mă duc la benzinărie, am 50 de lei, n-are nimeni mai mult de 50 de lei, nu e legal mai mult. Mă duc cu 50 de lei la benzinărie, dar nu vreau să știe de la benzinărie că s-a de sărac de doar de 50 de lei. Așa că nu pun de 50 de lei, pun de 4, 6, 4, 7, ca și cum acolo s-a umplut rezervorul meu. Ce era să fac? Cât să pun mai mult? Dau și un pic de benzină pe mine, intru înăuntru acolo și zic, nu știu, doamne, s-a umplut, ce era? A dat pe afară, uitați și dumneavoastră, puteți vedea. Ce, eu l-am vârfuit, cât să mai pun? Și trebuie să merg cu taxiul, că nu pot, dacă n-am bani de benzină și cu autobuzul... Taxiul și cu taxiul mă deranjează, că e și mai scump taxiul. Eu stau la Grozăvești undeva în București, acolo, eu nu mă sun niciodată în taxi și zic mergem la Grozăvești. Eu mă sun în taxi și zic mergem spre Grozăvești și cobor eu la 10 lei. Asta mai aproape de Grozăvești. Dacă sunt mai multe taxiuri la coadă, eu l-au tot doamna pe primul, ca să plătesc mai puțin până acasă. Este incredibil. Eu nu mă înțeleg cu taximetriștii deloc. Problema este la, cred, nu știu unde e, cred că e la mine. Ei folosesc cuvinte din limba română ca să alcătuiască propoziții și fraze. Propoziții. Dar sensul propoziției odată alcătuite mie îmi scapă. Eu m-am zis, l-am dat într-un taxi, mă duceam acasă și am zis, mergem la Grozăvești. Și taximetristul mi-a zis, a, păi e foarte gomelat acolo la Grozăvești. Abia să circulă, e oribil, e bară la bară, că ăștia toți care ies pe autostradă încolo, o să și au scos ăștia țevile, sapă. Oribil, e oribil de aglomerat în zona acolo. Ok, hai în altă parte. Acolo stau. Ce s-a aștepta să-i spun? E aglomerat? Hai pe un drum drept undeva, unde poți să mergi repede, că asta vrei să mergi repede, nu? Ca și când eu ce la doctor și eu am ruptură de splin aici, mă doare în partea asta. A, pe din afară n-aveți nimic? Nu stau să intru pe dinăuntru, e complicat. Nu vreau să iei bară la bară organele alea. Dar nu, încerc să evit chestia asta, n-am ce să fac, mai merg cu taxi uneori, că n-ai ce să faci, dar nu mă înțeleg cu ei. Unul la un moment dat mi-a zis, m-a dus pe un pod și m-a lăsat acolo pe pod, că acolo era, am pusesem GPS-ul, acolo se ducea pe pod. Când am ajuns pe pod, a zis, am ajuns. Eu o să mai trăiesc, n-am venit aici să exersez, să mă sinucid sau nu știu. Eram acasă și mă duceam odată la un club în centrul Bucureștiului. Și am zis, mergem la universitate și ăla a plecat, n-a zis nimic, a zis, după 500 de metri îmi zice, auzi, dar te las la Romana. Eu zic, eu merg la universitate. Da, dar eu mă retrag în partea aia și nu mai ocolesc până la universitate. Te las la Romana și te scoși de acolo, că n-am stau. Am stat la Romana, că n-am avut ce să mă încerc. Era și cealaltă etnie, n-am vrut să mă încerc. Vă mai dau un exemplu ca să înțelegeți problema mea cu banii. Eu mi-am cumpărat de curând Adidas. Nu să știu. Și acum, de fiecare dată când plec undeva, trebuie să decid dacă unde mă duc e suficient de important cât să-mi iau Adidas și noi sau merg și aia vechi. Am două perechi, aia noi și aia vechi. Aia vechi sunt aia care erau aia noi până să iau pe ăștia noi. Că dacă mă văd cu băieții, mi-iau pe aia vechi. Nu trebuie să impresionez pe nimeni. Dacă mă duc la doctor, mi-iau pe aia noi. Că nu vreau să vadă ăla că sunt sărac. Vreau, dacă găsește ceva stricat prin mine, să-mi recomande operațiile alea scumpe. Nu să-mi zic că îmi pare rău, nu. Mai aveți două săptămâni de trei. Nu se poate face nimic? Ar fi aspirină, da. Cu
poate un credit, ați gândit? Pe nevoi, dacă e vreodată o nevoie de un credit de nevoi personale, acum. Trebuie să jefuiesc o bancă, asta e soluția pentru lipsa mea de bani. Aș vrea să jefuiesc o bancă. Sunt fascinat de filmele astea cu jefuit de bănci și cu spărgători și cu ăștia care evadează în închisoare. Că mi se pare că sunt oameni foarte deștepți care fac asta, care pun tot planul la cap, la cap și iese planul ăla și reușește. E atât de complex cu o grămadă de shit. Am și eu fantezia asta, mereu mă gândesc, mamă, cum ar fi să fiu și eu deștept? Mă gândesc, îmi place asta. Și am putea să jefuiesc o bancă, dar mă opresc foarte repede, pentru că mi-e jenă, în primul rând, ar trebui să cumpăr dresuri. Nu că jefuiesc iarna și trebuie să mai pun ceva pe mine. Să-mi pun un dres pe cap să nu mă recunoască în bancă. Și mi-e foarte jenă ca bărbat să mă duc să cumpăr dresuri. Dacă aia mă întreabă pentru ce le iau, o să-i zic că sparg o bancă, nu o să-i spun că le porc. Mi-e jenă să-i zic. Stau de gol imediat. Dar dacă o păcălesc ceva și reușesc, ok, cumpăr pentru cineva, o să mă întrebe ce mărime. Și eu nu știu ce mărime am la cap. Dacă mi iau un dres prea strâmb și mi se taie circulația și leșin, nu mai ajung în bancă. Sunt diferite grosimi de dresuri. Dacă mi iau un dres prea gros și nu mai văd, nu mai nimeresc în bancă, nimeresc într-un copac. Dacă mi iau un dres prea subțire, intru în bancă și zic, dați-mi toți banii. Și a, e Toma de la stand-up. Cât mă pricep, e probabil că o să intru în bancă cu un dres de la plasă până aici, așa, cu două jartiere pe față. Spus că n-aș putea să intru în bancă cu arme. Eu nu pot să fac chestia asta. Eu aș încerca să jefuiesc în mintea mea, așa. Îmi place fantezia de a jefui bănci. Dar n-aș putea. Maica mea a fost foarte strictă cu mine. M-a educat o vreme cât am rămas. Foarte strict. Maica mea mereu avea vorba asta că nu se face. O grămadă de chestii care nu se face. Nu puteam să fac nimic. Nu pot să-i mingea băiatului că nu se face. Și asta înțelegeam. Dar nimica nu se... Nu puteam că nu... Nu poți să alergi peste calea ferată cu foarfec în flăcări. Că nu se face. A, și mori dacă se întâmplă. Mai multe fel. Da, în primul rând nu se face. De asta nu trebuie să... Eu aș face planul, aș ști când sunt bani în bancă, aș vorbi cu o casiriță acolo, să știe, ia codul, să n-apese pe butonul ăla, o plătesc și pe aia vin cu băieții, cumpărăm arme, cu toți cagule, nu mai luăm ciorapi ca să nu, ca tot felul, pe noi și cu mașina tragem și intrăm în bancă acolo cu toți și mă opresc la, eu mă opresc la semnul ăla pe care scrie interzis cu arme în bancă, eu nu trec de ăla. Ajungem toți acolo și cu mitraliera și bă, n-avem voie, mă. Nu e voie, voi, nu te mai împinge că scrie că nu-i voie, unde te împingi? Eu aș fi șofer, eu asta aș face, ca să scap de toată chestia asta. Eu aș conduce mașina, găsesc niște băieți, și iau armele, eu trag în față bănci, ei intră, jefuiesc și plecăm pe urmă cu toții. Și trăim până la adăși bătrâneți, asta e. Dar fantezia asta se destramă și ea foarte repede, pentru că unde pula mea găsești loc de parcare în fața băncii? Ce fantezie bolnavă e asta, vin eu și un loc acolo mă aștept. Locul ăla costă mai mult decât tot ce e în banca aia. Asta e, o să fim 7 oameni în mașină cu, dăm de 3 ori în jurul blocului în care e banca cu ne curg transpirația pe sub cagule, hai odată, trage pe, oprește pe la tramvai că ne dăm jos aici, du-te jos că am dă ăsta flash-uri, ai răbdare, du-te jos, ia-o, n-o scăpa, dă flash-uri, du-te, stai în pula mea că jefuim și noi o bancă, nu se face bă băiatule. Am avut un spectacol de curând, că am mai avut unul. Am avut un spectacol de curând într-un loc, era un club, e drăguț, în Păulești chiar, știți, poate știți aici, aproape de Ploiești, în Păulești. Da, am avut acolo un spectacol în care aveam, scena era destul de ieșită în față și aveam niște mese stânga-dreapta care erau mai în spatele scenei. Nu le vedeam, dacă nu mă uitam la ele. Și am zis la un moment dat o glumă, s-a râs, s-a aplaudat, a fost un moment drăguț acolo și peste toate aplauzele am auzit o tipă din partea asta de aici, n-am văzut, dar am auzit-o strigând peste toate aplauzele, a strigat, aplauze! A zis ea. Și eu în capul meu m-am gândit, a, i-a plăcut gluma foarte mult, dar n-a apucat să avea un suc în mână și n-a apucat să-l pună jos să aplaude la timp sau ceva. Și m-a aruncat o privire repede peste și am văzut o stătea așa, era cum ele așa. Și mi-am dat seama, clubul era cam de fițe. Tipa avea pe cineva angajat pentru ea, care aplauda, nu aplauda ea așa, nu le lovim mâinile una de alta, că nu suntem în câmp. Deși, mă rog, era Păulești, adică nu era în câmp, că nu era în câmp, dar era, e în câmp. Era un pic în câmp.
Am luat de mâncare zile trecute, m-am trezit dimineața, am luat de mâncare și m-am așezat la televizor. Îmi place atunci când mănânc să mă uit la televizor. Și îmi place să mă uit și mi-am luat de mâncare și am dat peste o emisiune despre gătit. Și era un tip acolo, o bucătăreasă, băi, era foarte talentată. Și a făcut ea un fel de șnițele din astea, dar după aia l-a scos, nu le-a prăjit un pic, dar după aia l-a scos și a pus peste niște parmezan așa cu un pic de piper, nu știu, a venit un pic la cuptor, s-a topit ăla, s-a rumenit un pic de parmezan și cu un fel de piure de ăsta cu trufe în care amestecam, nu știu ce, cu un pic de ulei, de pimente și a făcut un fel de fondant ăsta de ciocolată, de seara de la de curge ciocolată, cu înghețată de vanilie pe lângă, cu niște vișine confiate și cu un pic de migdale de alea rase pe deasupra. Băi, am mâncat cea mai bună mâncare de urzici din viața mea. Este incredibil. Eu am, de-a lungul timpului, am creat niște personaje care sunt definite de o singură trăsătură. Sunt niște personaje foarte simple, e foarte ușor să vi le arăt. Și sunt definite de o singură trăsătură principală, n-au multe trăsături. Și aș vrea să vă arăt câteva din ele în seara asta. Unul din ele este personajul care nu știe să folosească ghilimele. Și este personajul care dacă ar merge cu o tipă la un ceai, ar zice că a mers cu ea la o cafea. Asta e pentru el, a fost cu ea la o cafea și de fapt au băut un ceai ei. Nimic mai mult. Și care oricum ar folosi greșit ghilimele, că nu se folosesc așa, că suntem în România, sunt așa ghilimele. Al doilea personaj este personajul care nu știe să arunce o privire supărată, care este, că te supără cineva la un moment dat, nu ești atent și zice cineva ceva care te supără și arunci o privire. Tu ești aici, faci ceva și cineva îți spune ceva și tu arunci o privire la el. Ce ai vrut să zici? Și asta e privirea, asta e aruncată. E simplu de făcut, dar asta e personajul care nu știe să facă asta. Uite, o să te rog, dacă poți să-mi spui tu acum, o să mă întorc eu și când mă întorc o să-mi zici, Toma, n-ai întotdeauna dreptate. Îmi zici asta, dacă, cum mă întorc eu, da? Toma, n-ai întotdeauna dreptate. Ultimul personaj este personajul care uită instantaneu anumite lucruri. Nu toate lucrurile, câteva din ele, dar le uită instantaneu. Și direct exemplificat. Sunt personajele mele. M-am certat de curând cu prietena mea și recunosc că am dat-o eu prost. Ce s-a întâmplat? Eu am o fantezie, am un fetiș. Am rugat-o frumos să-i costumeze în asistentă. Ea mi-a plăcut, mi-am văzut eu pe net. Ceea ce s-a dovedit că nu era o asistentă cu diplomă. Dar mi-a plăcut ce am văzut și am rugat-o frumos să-i costumeze și ea în asistentă și ea s-a supărat foarte tare pentru că ea e doctor. A fost ok, am dat un plic cu niște bani, am zis, haide, ce dracule, oameni suntem. Mare programat. Și ne fute în septembrie. Nu știu, întreb, curios dacă fute cineva în septembrie. De curiozitate. Doctorii, dacă nu știți, vă spun eu acum. Doctorii fac 6 ani de școală de medicină ca să învețe tot ce se întâmplă în corpul ăsta. Că sunt multe lucruri care se întâmplă în corpul ăsta, se cheamă complicat toate. E nevoie de mult timp să le înveți. Fiecare organ se cheamă complicat tot felul de colecist, duoden și altele. Sunt multe. Am învățat 2 pentru urmă. Se cheamă complicat. Și fiecare din ele cu bolile asociate lor. Să faci gastrite, enterocolită. Și alte. Sunt multe. O grămadă. Și pentru fiecare trebuie să iei medicamente, care și alea se cheamă complicat. Tot felul de mitlocopramid. O grămadă.
Și sunt de acord, e mult de învățat. Că, bă, de, să și cacă, păi, un pic, ei l-au spus așa. Tot. N-a venit Dumnezeu din cer și prima zi a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină și a doua zi a zis să fie colecist și a fost colecist. N-a fost așa. S-au întâlnit doi doctori și a zis, bă, când te doare aici, cum zice? Mai zicem duoden. Bă, de complicat duoden. Nu mai bine zicem Vasile, te doare Vasile. Mă înțeapă la Vasile. O pastilă de Marie, zic că dă în cap lui Vasile aici și elimin. Nu, colecist. Și 6 ani. Sunt de acord să învețe 6 ani, bă, dar vreau să le viseze, că după 6 ani să le știe, îl scol noaptea din somn, dar colecist, așa să scoale. Nu vreau să mai văd când mă duc la doctor să văd în cabinet planșa aia, un cabinet cu omul cât tăiat pe jumate, cu săgeți în el, colecist, duoden. Pula mea, e o copiuță, pot și eu cu aia. Dă-mi și mie ceva de tăiat și pot și eu să te repar dacă mă uit la aia. Nu vreau să ajung la un doctor care are vreodată nevoie de planșa aia. Eu intru în cabinet, sângerez abundent pe masa lui acolo și el se uită la mine și zice, bă, păi e foarte grav ce ai tu aici la... Asta devine, care era... Avea și ăla... Foarte grav asta. E oribil ce se întâmplă la... Gât. Șase ani. Și doctorii dentiști, stomatologii, dacă nu știți, tot 6 ani fac și ei. 6 ani fac și ei. Pentru bucățica asta, 6 ani. 6 ani. Ei, la alți 6 ani tot. Tot 6 ani, inclusiv gura. N-ajung în anul întâi la facultate și o planșă cu corp omenesc, o bandă neagră peste gură. Și unul de acolo, ce? Nu vorbim de aia, altă școală. Mai jos pe stradă. 6 ani în care jumate se cheamă la fel cu cealaltă jumate. E la fel, e în oglindă, ai învățat-o pe una, o știi și pe aia. Și din jumatea asta unul se cheamă molar și unul premolar. Cât de leneș să fii, că-s 7 dinți în gură, faci unul pan și știi pe toți. Molar și premolar. Cum îi spunem la dinainte? Că tot mereu uit cum îi zice la dinainte de molar. Hai mă, îi zicem premolar. Păi și la după noi zicem postmolar. Bă, hai să nu fim chiar. Nu. Asta ar fi trebuit să fie. Dacă era după ei, asta le spunea un gură. Era molar, postmolar, premolar, antimolar, pseudomolar. Și ăla din spate îl scoate. Nu contează și ăla... Ăștia din față ce sunt? Ca niște molari, dar mai subțiri, dacă un pic te uiți din cealaltă parte, zice că dacă pui doi e ca un molar, așa se cheamă. Te doare ăsta, dar dacă pui doi e ca un molar, aia te doare. Mă fascinează chestia asta, că 7 dinți, poți să faci un dinte panci și înveți pe toți la sfârșit. Mă stau de minte de aia să scoate, a fost a 7, auzi în anul 6 la facultate. Și a zis profesorul, mai avem una, ne vedem la anul. Du-te mă, morți, mă, că nu mai vine nimeni. Și te duci la doctor acum și zici, mă doare dintele. Care? Ăla din spate. S-o scoate, cred, sau ceva, nu știu. Cred că trebuie să o scoate. Nici nu văd, e beznă în spate acolo. Nu știu ce-o fi. Nu știu. Și mi-a scos câteva măsele pe logica asta, până când m-am prins, stai un pic, că nu o să învețe toată lumea jumecheria asta. Toți doctorii treaba asta. Plus că te duci la dentist și îți face radiografii la dinți, îți dă cu numere, nu-ți mai spune incisiv și molar. Du-te și fă-ți poză, că trebuie să știu ce se întâmplă acolo. Fă-ți poză la 5 și la 8. Adică care? 5, nu trebuie să știi tu că e incisiv și molar. 5 și 8. Să scrie mai incisiv, să scriu știu eu ce dinte am în gură. Păi, incisiv, 3 silabe de scris în față de o cifră. Sunt oameni care mor de care în sala de așteptare. De crezi că eu am timp să scriu incisiv? Este incredibil cât le place să scoată din gură, să facă toată treaba asta. Doctorii nu fac treaba asta cu numeri. Eu nu mă duc la doctor și zic, mă doare în partea asta aici. A, e 17. Ai făcut 17 rită, asta s-a întâmplat. Ai stat în curent și... Păi și ce facem acum? 17ectomie, o scoată. Eliminăm. Dar nu-mi trebuie 17. Mai ai 16, te descurci, nu trebuie. Eu la cât mă pricep eu, sincer, la medicină, vreo 13. Eu așa, dacă tot te tai, îmi zici, mai scot. Că dacă tot s-a acolo. Este incredibil cât de place să scoate din tine. Eu când mă duc la dentist, dacă am o carie în gură sau ceva, îmi pune o plombă. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori și păi m-am mai dus o dată. Am mai făcut o carie.
bă, îți mai pun o vlogă, că mai am, am un setar prin cuplu, asta e, dar asta e relația noastră, așa o ducem noi, tu cari, eu plombe, nu, cât o mai ținem așa, că eu îți pun plombe, dar chiar o să se careze, că nu-i dintele prost, genele sunt proaste, ADN-ul e prost, toată familia ta, sunteți proști toți, ați mâncat pietre, nu știu ce pula mea ați făcut, iar o să, numai bine îl scoatem, îl scoatem, dacă nu mai ai la ce faci carie, la aer, la ce faci, cum? Că aerul nu face carii, am învățat eu în anul 4. Dacă făcea, erau carii peste tot în jurul nostru. Sunt? Nu, e? Și m-am oprit la un moment dat, nu m-am mai scos nimic. Vreau când m-am prins, stai un pic, că poate să-mi vin să ieși doctorul, jumecheria asta oricând. Mă duc la doctor, m-am tăiat la picior într-un gard sau ceva. Și doctorul îmi zice, bă, eu pot să te cos. Ață am. Dar cât o mai ținem așa? Că iar o să te agăți într-un gard, că sunteți proști toți. Toată familia ta este țintit, nu mai bine îl tăiem cu totul. Îl tăiem de it, de așa îl tăiem. Eliminăm cu totul orice problemă. O să zburzi pe lângă garduri. Și indiferent de la care doctor plec, plec cu rețeta aia să mă duc să-mi iau ce-mi trebuie ca să mă fac bine. Care pe rețeta aia scrie, nu scrie, el nu-i scris, nu e un scris de om, nu e un om care a scris, acolo nu e un om, nu e nimic, păi aia e nimic, nici nimicul nu e așa. Dacă extraterestrii găsesc rețetele alea, concluzia o să fie, n-a existat inteligență pe pământ, n-a fost. Au apărut spontan rețete, în alb, dar inteligență n-a, cineva a trecut un melc și le-a murdărit, asta s-a întâmplat. Pe ele, așa arată, un melc care s-a tot mâncase, a fost la KFC și nu știu, și-a trecut peste... Aia e rețeta aia și te duci cu aia care nu înțelegi, pe aia nu știi ce scrie, că pe aia nu, știi, nu scrie ceva de om. Și te duci cu ea la farmacie și o dai lui ăla și ăla înțelege, mă! Ăla de la farmacie se uită pe ea și zice, a, da, și îți dă ce trebuie ca să te faci bine. Mă, cu pula mea înțelege ăla, cum înțelege ăla? Zic eu secretul acum, habar n-are niciodată. Nu știe, îți dă ce are în plus în farmacie. Aia e ei. Și aveți aici ruptură de menisc? Faringose, bă, trebuie 6 cutii. Da, le pisați, le explicați aici, bă, genunchi. Cursul de caligrafie de la Facultatea de Medicină, ca să vă explic cum se întâmplă, se întâmplă în anul 2, se adună toți studenții în sala de sport și intră 2 câte 2 pe rând, se fac grupe de 2 câte 2, intră într-o cămăruță unde se țin mingile de basket separate, intră în cămăruță, acolo se închide ușa la cămăruță, unul din ei are o sticlă de iagăr, bagă amândoi câte 6-7 shoturi de iagăr între ei, după care unul din ei iau un stilou, îl lubrifiază bine, îl introduce adânc în anus cu penița în afară, se stinge lumina, ușa e încuiată la camera asta, ăsta e legat și cu o fașă la ochi care are penița în continuare cu vârful în afară, după care ălaltul are o rețetă în alb și începe să alerge cu ea în 8 prin cameră și ăsta trebuie să-l prindă și să scrie mitoclopramid pe rețeta aia. Aia e. Am fost de curând la service cu telefonul, pentru că nu mai mergea un buton. N-are importanță de ce, am fost cu el la service. Și m-am dus la service, i-am dat la telefonul și mi-a reparat butonul pe loc. L-a desfăcut un pic, l-a curățat și l-a pus la loc. Nu a fost o problemă mare, dar telefonul era zgâiat pe la colțuri, nițel, ciobit un pic, cum se întâmplă. Și mi-a dat telefonul înapoi și îmi zice, când mi l-a dat după ce mi-a reparat butonul, zice, dar la colțul lui ce-a pățit? Și zic, a, am o pernă pe care îl țin și probabil de la pernă s-a zgâriat. L-a scăpat pe jos, ce pula mea crezi că s-a întâmplat? Că e un telefon, nu e un nou născut. Și el mi-a zis, păi ai și tu grijă să nu-l mai scapi. Chiar, dar chiar, uite, chiar, eu nu m-am gândit, eu nu mă gândesc la astea. Eu când simt, eu dacă am telefon în mână și îl simt că începe să scape, eu zic, dar vrei pământ? Ia pământ! Du-te în pământ dacă vrei pământ! Ia pământ! Păi eu nu mă gândesc, asta e la mine, eu nu gândesc lucrurile astea. Asta e problema. Eu dacă am de dat un telefon în bucătărie, eu îl pun jos în sufragerie și îl duc în șuturi până la bucătărie. Asta e diferența, aici e diferența. Asta e la mine. Am sunat și la OPC zile trecute, că nu mergea televizorul. Televizorul mergea, nu mergea cablul, nu ajungea nimic la el. Și am sunat și la OPC.
Și în nici 40 de minute mi-a răspuns o domnișoară drăguță care mi-a zis de... Am ascultat un tot albumul până a răspuns ea. Și cred că era Best Of. Și mi-a răspuns tipa foarte drăguță de altfel, foarte amabilă și am zis numele de televizor, mi-a zis ok, dați-mi numărul de contract, am căutat contractul, l-am găsit, i-am dat numărul de contract, țic-țic-țic a bătut ea acolo. Acum zice, scoateți cartela din televizor și dați-mi seria care o serie pe ea. Am scos cartela, am dat seria, țic-țic-țic a bătut ea acolo. Acum zice, scoateți și SIM-ul din cartelă, că e un SIM care are și el o serie pe el. Am scos ăla, i-am dat seria, așa, țic-țic-țic a bătut. Zice, acum scoateți tricoul din pantalon și zice, curăță un pic contactele de la SIM-ul ăla. Și l-am curățat un pic unghia cu tricoul la pantalon, am băgat la loc în televizor totul și am plecat televizorul. Aia era. A mers. Și mi-am dat seama, ea știa de la început tipa aia ce s-a întâmplat, care-i problema la mine. Am putea să zic că, da, am băgat aici numele și mi-a dat că sunteți jegos. Vezi HBO, mai tăi și dumneavoastră cu aspiratorul, că nu suntem în... Mi-a sunat telefonul zile trecute, un număr necunoscut. Am răspuns, că mă plictisesc mereu când sunt acasă singur. Și o voce zice, bună ziua, domnul Tom Alexandru. Și am zis, da. Domnul Octavian Pop, sunt de la Global Financial Investment.com, Impex 95, SRL. V-am sunat în legătură cu o oportunitate incredibilă de investiție pe bursa de capital. Domnul Toma, doamne, câți bani o să faceți? Eu deja vă invidiez, câți bani o să faceți. Eu mă optic. Domnul Pop, zic, mulțumesc frumos, nu mă interesează cum e treaba asta cu bursa, cu acțiunile, n-am eu treabă cu... Domnul Toma, nici nu v-am spus despre ce e vorba, este o oportunitate incredibilă, firma noastră e aproape cea mai numărul 1, vă zic, o să faceți atâția bani, o să vedea banii afară din casă, domnul Toma, o să fiți în fața blocului cu valigioara, cu haine și banii la geam și zici, lasă-mă să intru, du-te în pula mea, că nu-i trinicări. Domnul Pop, zic, nu-mi place treaba asta cu acțiunile, cu bursa, nu mă pricep, n-am avut treabă, nu o stăpânesc, nu-mi place. Domnul Toma, cum puteți să spuneți că nu vă place dacă n-ați încercat? Dacă n-ați încercat niciodată, de unde știți că nu vă place? Domnul Pop, zic, nici sex anal n-am încercat niciodată și sunt destul de convins că nu-mi place. Și răspunsul lui a fost, nu e chiar așa, domnul Toma. Mâna e de la mine, că eram la telefon, nu știu ce a făcut. Dar așa s-a auzit. Am primit și un SMS zile trecute, un SMS de la un număr necunoscut, nici până ziua de azi nu știu de la cine a fost, dar e un SMS, chiar am adus telefonul pentru că vreau să vi-l citesc, că m-a bucurat foarte tare când l-am primit SMS-ul. Din nou, neștiind de la cine e, a fost doar interesantă experiența. Și sună așa, SMS-ul. Nici distanța dintre cer și pământ, nici adâncimea oceanelor, nici imensitatea universului nu poate cuprinde dragostea mea pentru tine. Te iubesc. Care din prima, dacă lungești o literă, n-alegi o consoană. Nu e ăsta sentimentul, te iubesc. Două minute mai târziu, primesc un mesaj de la același număr. Scuze, nu era pentru tine. Un roller coaster emoțional la care am fost supus m-a determinat să răspund la acest mesaj, că altfel n-aș fi răspuns la el. Primul a fost suficient să-mi facă ziua bună, dar al doilea după aia... Așa că am răspuns. Sigur, acum nu mă mai vrei. M-ai folosit și acum mă arunci la gunoi ca pe o cârpă folosită pe care ai folosit-o ca să ștergi pe jos laptele vărsat de pisică, că n-ai fost în stare să pui laptele într-un bol și l-ai pus într-o farfurioară de ceașcă de cafea pe care o ai de la bunica ta și care știai că nu e bună, că pe vremea aia ceștile de cafea se făceau să arate frumos, nu să fie practice și oricum scopul lor principal nu e să țină o cantitate mare de lapte sau lichid în general, ci să oprească cele câteva picături de cafea să nu se scurgă pe buza ceștii și să murdărească masa, care mesele pe vremea aia erau mult mai scumpe pentru că erau făcute din lemn prelucrat manual și transportate departe din păduri tropicale, luni de zile dura să aducă lemnul ăla și tu nu mai iubești? N-am primit răspuns, asta e. Vreau să închei seara asta cu o poveste cu
adevărată total. E tot ce s-a întâmplat e adevărat, în afară de ce am adăugat după aia ca să fie amuzant. S-a întâmplat în totalitate exact cum vă spun. Când eram la început cu stand-up-ul, că eu fac stand-up de câțiva ani, nu acum, acum sunt 40 de minute, dar fac stand-up de câțiva ani. Și când făceam stand-up la început, marea mea problemă eram că eram foarte emoționat pe scenă. Aveam și glume despre, hei, răbiuțe, bun, n-au ele genunchi și merg fără genunchi. Și după aia, dacă amestecă greu cu mălai și le doare capul pe aia, că e ca un fel de, știi, amestec băuturi, trebuie să ia un algocalmin pe aia și nu poate să ia pastile, să ia fiolă, că nu cap. Cu aceeași reacție, dar... 40 de minute de asta. Eram perseverent, eu încercam să fac. Și îmi plăcea foarte mult să fac treaba asta, dar aveam, în același timp, eram foarte emoționat pe scenă mereu. Eram căcat pe mine, literalmente. Nu literalmente. Uneori literalmente. Dar aveam problema asta cu lipsa, că eram foarte, dacă mă întrerupea cineva în povestea mea, mă pierdeam total, nu știam de unde s-o mai iau. Eu eram acolo cu vrăbiuțele, n-au ele genunchi, ești prost! Ba nu. Nici nu aveam replici. Asta e problema pe care o aveam. Că eu nu sunt spontan. Eu nu, pe lângă că nu mai am unde să mă duc cu spectacolul pe aia, că nu mai știam ce aveam zis, eu nu mă pricep să răspund, să fiu, hei, ăla să-mi zică ce o să-i spun și n-am chestia asta. 3 zile mai târziu îmi vine replica perfectă în cap. Îmi venea mereu replica. Mă trezeam dimineața și ziceam, mamă, aia trebuia să-i fi spus-o la Doamne, dacă nu puteam să o sun pe ăla, să-i, hei, ții minte când ai zis tu? Toma de la asta. Nu puteam să fac asta. N-avea cum. Și mă băgam în duș, făceam un duș de 3 ore în care stăteam și în cap meu îmi făceam scenariu cu mamă, cum mi-a zis ăla și pe aia ce ziceam eu înapoi. Când era, 95% din cazuri, 5% îmi dădea el încă o replică mai bună mie în capul meu. Dar lacrimile nu se văd în duș. Și... mă deranja foarte tare că n-aveam replică, mă pierdeam total și ba nu e replică. Și aveam problema asta foarte... Are și un nume chestia asta, când îți vine mai târziu, replica se numește L'esprit de l'escalier. În franceză, spiritul scării. Trebuie să căutați pe Wikipedia să vedeți de unde vine exact. Dar așa se numește, L'esprit de l'escalier. Și sufer în continuare de treaba asta, cu replica care vine mult mai târziu. Sau mi s-a întâmplat de câteva ori să fiu în mod gratuit, foarte vulgar sau violent, cum vreți să o spuneți, fără să se justifice. Eu nu sunt împotriva înjurăturilor. Mie mi se pare fascinante și uneori trebuie să le folosești, uneori e nevoie de înjurături. Problema la mine e că eu nu știu să înjur, eu nu mă pricep. Eu am crescut într-un cartier drăguț cu oameni amabili și eu nu mă pricep și dacă m-a și luat ăla prin surprindere în sală și mi-a zis ceva, m-am pierdut. Și o să vă spun ce i-am spus lui și o să vă rog să țineți minte că eu mă scol în fiecare dimineață cu gândul că am spus aia la un moment dat. Eu eram în vrăbiuțele mele acolo, cineva mi-a strigat ceva care probabil a fost o încurajare și eu m-am panicat că m-a întrerupt. Și am zis, suci pula cu pulă. Și azi încerc să înțeleg ce am vrut să zic acolo. Bănuiesc că am vrut să fie o înjurătură și cu instrucțiuni de folosire. Asta e tot ce pot să-mi dau seama. Ca să nu mai continue discuția, să nu fie să nu zic suci pula. Și îl zic, mă, dar cum? Pasul 1, procură o pulă. Mult mai ușor dacă ai o pulă. Mult mai dificil fără. Se poate și, dar e mult mai ușor cu. Și am zis, nu mai merge așa. Trebuie să fac ceva, trebuie să-mi pregătesc o replică de acasă. Pentru că eu n-am sunt spontan pe scenă să am replică. Îmi pregătesc o replică de acasă și când îmi zice cineva ceva, o spun ca și cum tocmai m-am gândit la el. Ca un fel de minciună. Mi-am pregătit, am stat acasă de 2 săptămâni, mi-am scris și replica pe care mi-am scris-o și eram foarte mândru de ea, era dacă mi zicea cineva ceva în sală, eu spuneam, mă, îmi pare rău, nu știu cine a vorbit la masa aia acolo, că îmi bate lumina asta în ochi și te văd cam prost. Because brains. 6 luni de zile n-a mai zis nimeni nimic, efectiv era priveghi la mine la spectacole. Se deosebire de până atunci când se râdea. Am avut după 6 luni de zile un spectacol în Bellagio. Nu știu dacă știți, Bellagio a fost un club de super fițe în București, care nu mai veneau oameni cu fițe acolo și trimiteau doar fițele. Erau doar unele seară se deschidea și doar niște fițe. Atât era acolo. Oameni deosebiți cu
decolteu larg, frumos, să-ți vadă lanțul pe care este semnul de la Mercedes, cu dinți, cu gel, frumos, deosebit, inele, tot ce trebuie. Era minunat, minunat. Oameni care veneau cu 2-3 BMW-uri fiecare acolo, asta e nivelul ăsta. Și cineva la un moment dat s-a gândit, știi ce ar trebui, ce le-ar plăcea oamenilor ăstora care vin cu 2 BMW-uri fiecare din ei? Un băiat care abia a început să facă stand-up despre vrăbiuțe. Ia uite. Perfect. Și pe mine când m-a sunat, eu am zis, ce? Niște bani? Da. M-am dus la Bellagio acolo și am făcut, am început să fac stand-up acolo la, cu vrăbiuțele mele și aveam în fața scenei, aveam o masă mare cu un exemplar reușit deosebit. Frumos. Și niște domnișoare frumoase. Minunat. Cu el la masă. Și ăsta avea texte cu ele, le tot vrăjea pe alea, tot vorbea cu alea, ha, așa, alea râdeau, le tot vorbea, și, dar vorbea tare, peste tot. Ce încercam eu să zic cu vrăbiuțele, deranja tot spectacolul și toată lumea. Tot zicea el acolo, bla bla bla, alea râdeau ca proastele, hihihi, se acuzau. Asta, așa râd proastele, din umeri. Să vă uitați pe mâini, dacă sunteți, e un test bun, dacă sunteți la prima întâlnire, ziceți o glumă și vă uitați la umeri, dacă e nota imediat, numai, că nu e. O femeie adevărată e hihihi, așa râde, ea e, aia e mama la copii. Și... și am stat o vreme, l-am lăsat, am tot zis acolo și l-am lăsat pe el să-și facă treaba, să vorbească el. Am încercat să-l ignor, n-a mers, că vorbea tare și deranja pe toată lumea. Și am zis, ok, o iau cu frumos. I-am spus, băi, taci un pic din gură, lasă-mă și mine să termin. Cum îi spun și prietenei mele? A continuat și el să vorbească, n-a tăcut, alea dau ca proastele și am zis, băi, am replica, ăsta e momentul, o să o folosesc, ce-o fi eu. Și l-am așteptat să zică el ceva mai tare, au râs alea și când mi-am prins eu momentul, i-am zis, bă, îmi pare rău, nu știu cine a vorbit la masa asta aici, că îmi bate lumina în ochi și te văd cam prost. Doamne Dumnezeu, deci s-a rupt sala în două, în jur, s-au ridicat oamenii în picioare cu aplauze, cu chiuituri, nu le venea să creadă de unde a scos-o, prostul, cum? Cu bătut în mese, unul a spart o sticlă. Băi, incredibil, mi s-a spus și mie un pic pur, sincer. Nici mie nu venea să cred. A fost cel mai bun moment din viața mea de până atunci. Tipul ăla însă n-a fost pe atât de prost decât credeam eu că e. Cum s-a apucat să țipe pe toată hărmăla aia? Să strigă de, nu, eu, a tăcut omul din gura asta, le-a la masa lui. A așteptat să potolească toți, s-au așezat toți înapoi la mese. S-au uscat fetele. Și când s-a făcut niște mormântală în sală, el mi-a zis, mie nu-mi bate nicio lumină în ochi și tot prost te văd. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Eu am fost Toma, vă doresc o seară minunată. Pa, pa. Vreau să mai spun o singură chestie. Am observat în ultima vreme la vrăbiuțe. Nu știu dacă ați fost foarte atenți la vrăbiuțe. Eu am așa... N-am viață să o cerui. Ideea e că mergeai pe stradă înainte și dacă erau trei vrăbiuțe care mâncau niște crăunțe acolo, ce făceau ei, te apropiai de ele și una dădea de șase. Băi, vine ceva mare și mai zis, zburăm. Ce zburăm? Sau mă rog, băi, vine unul mic, da? Zbura unul. Însă acum se întâmplă, mi s-a întâmplat să merg pe stradă și să mă apropii de ele și să nu se miște. Stau acolo și mâncă și... și nimic, și trebuie să le dai cu piciorul așa, o parte de... Și să ții cu dinții, cu gheni, dacă n-avea dinții, să fie. Dar... oricum, cred că sunt indignate când le dai așa la o parte. Mâncam? Trei grăunțe am săptămâna asta și eu nu bag piciorul de mâncarea, dar drog. Foarte frumos! Și mâna sol este pentru mine că au început să vină, au invadat McDonald's-ul, deci toate terasele astea în aer liber, le-au invadat efectiv. Și dacă stai și mănânci afară, nu poți să nu le arunci o bucățică de ceva, să ne uităm și...
vrăbiusele acolo, n-au mai mâncat de două săptămâni. Ei, Ștefan, ia uite, Big Mac, să mâncăm Big Mac, Ștefan. Ștefan se uite așa, ai văzut cum ai aruncat-o, te rog frumos. Eu nu accept să fiu stăjit în condițiile astea, da? Te rog frumos, să mergem la Buzești, am luat la Buzești, acolo altfel de sărbe, să știu. Îți da și sub? Și la KFC, mă rog, la KFC nu le prea văd, adică eu știu, ai, uite, Andrei, are pioare picante, băi, nu știu, nu mi se pare etic să mănânc pui totuși. Și dacă știi și pe la Sel Gros și pe la magazin asta mare, pe la Carrefour, e plin, au intrat și înăuntru, acolo. Bine, timpul zilei nu prea știu ce fac, dar noaptea îmi închipui că dau o petrecere ceva, că rămân singură, eu asta aș face și... Și îmi închipui noaptea, muzică acolo, pf, 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 muzică și dansează și... Mă rog, nu e foarte impresionant dansul, că n-au genunchi, știți? Au piciorul drept și dansează numai așa cu picioarele. Da. Nu știu dacă mă văd la mine acolo, nu mă văd cum dansează. Dansează, uite așa cu picioarele. Strează, uuuu, dansează bine, n-au genunchi, dansează numai așa. Și mi-e chipul, nu știu, după la 2-3 noaptea când se bea mai mult și sunt mai matolite așa și apare unul mai bețiv. Hei, ce fac fetele? Genunchi? Probabil noaptea după 2-3 când te mai înveți așa și stau două fete și mai beau o mai masă și apare unul, hei, ce fac fetele! Și probabil să scoară dimineața până cu durere de cap, băi, să mă bag pula, care a fost clasare cu ideea să frizăm o live, frate, nu mai pun. Băi, care a fost clasare cu ideea să frizăm grâu, frate? Și mă văd în iasă să scoală așa cu durere de cap și să freacă la și bă, să-mi dai până, nu mai amestec mă lai cu grâu, cu tot grâu, frate. Asta e, bă, ce am închis aia, pă, am dat Iana, n-are și... Bă, mă, aici o gică de la sens, e bun, zi să vină cu alu, că al mică, vine, nu mai pădai. Zi să ia fiule, că pastirea mereu rămâne în gât, îmi bag picioarele.